Atenționările de vreme rea, dar și creșterea debitului Dunării au pus în alertă autoritățile locale. La Teleorman, în localitatea Izla, s-au montat diguri provizorii, iar locuitorii comunei au fost informați despre posibila viitură. Conducerea locală susține însă că nu vor exista probleme conform datelor din teren. Apele Române sunt în alertă și desfășoară lucrări de-a lungul localităților aflate pe Dunăre în contextul creșterii debitului pe fluviu începând cu acest weekend. Se așteaptă un debit de până la 7600 de metri cub pe secundă care nu ar crea probleme, însă autoritățile au ridicat diguri provizorii acolo unde viitor ar putea crea probleme în contextul ciclonului Ashley, care e așteptat să lovească țara noastră. Vor fi lucrări de consolidare pe viitor. Momentan, această linia de apărare este întreruptă pe 530 de metri și pe 530 de metri se va acționa prin construirea digului din saci și diguri cu panouri de speciale de apărare în situația în care debitul va fi foarte, foarte mare. Dar noi sperăm ca din analiza specialiștilor să nu... considerăm că riscurile vor fi minime. Digurile au fost făcute în decurs de o zi. Reprezentanții Apelor Române spun că ciclonul nu va crea probleme deosebite. S-au folosit 500 de metri de panouri mobile din aluminiu, 3500 de saci umpus cu nisip. Este o acțiune preventivă. Noi credem că nu o să fie probleme în viitorul apropiat. Se fac pregătiri, se fac pentru ciclonul ăsta care o să vină, ce într-o zi s-a realizat închiderea breșii. Edilul din Islas susține că zona în care au fost înălțate digurile a fost distrusă la furtunile din 2013. În situația în care Dunărea va veni foarte, cu un debit foarte mare, se poate forma fenomenul de remuc și cantitatea de apă care va fi deversată de la paradul de la de acumulare de la Ispiceni poate să deverseze o cantitate mare de apă și având în vedere că linia de apărare la kilometru 5600 linie care a fost afectată practic prin eroziuni din viiturile Oltului în 2013 a făcut că la acest moment linia de apărare pe o porțiune de 530 de metri să fie întreruptă. Numai în situația în care vor fi ploi foarte abundente și Dunărea va avea un debit foarte mare pot fi afectate culturile agricole și un risc foarte mare ar fi să ajungă și în marginea satului. Localnicii au fost însă anunțați din timp să-și ia măsuri de siguranță preventive. Oamenii au fost preveniți prin a afișa pe site-ul primăriei, s-a discutat cu cetățenii, cu cei care se află cu animale în zona de revărsare a fluviului Dunărea și în zona Oltului, au fost distribuite briate conform protocolului pe care îl avem de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și manualul primarului care în legislația actuală.